Stimați prieteni, vă salut! Cu toții cunoaștem acest model de boxe de la Dynacord Horus C15. Și iată, au venit în ospiție la mine pentru a fi verificate și depistat care este problema la una din aceste boxe, fiindcă sună diferit. Deci au un sunet nu identic una față de alta. Deci iată, avem două la fel, care sunt conectate și acum voi apleca un semnal pentru audio să vedem diferența între sunete. Deci avem boxa de sus. Se înțelege destul de bine diferența între aceste două boxe, mai ales atunci când se cântă live. Se înțelege foarte bine că această boxă de sus, sunetul este mai în față, este mai clar și mai pătrunzător. Însă boxa din partea de jos, la fel sună, doar că este un sunet identic față de cea de sus, de unde și tragem concluzia că problema este în această boxă, boxa de jos. Pentru a vă prezenta care este construcția, deci iată, scoatem plasa din față, unde găsim un difuzor de la Electrovoice SMX2151 la 8 ohmi, care are așa o hârtie destul de interesantă, nu știu dacă vedeți. Așa, și aici avem difuzorul de înalte de la Electrovoice DH3. Haideți să mergem în partea de jos. În partea de jos, la fel, este aceeași boxă, același difuzor de înalte, doar că cred eu că observați și voi diferența între difuzorul de joase de la boxa care nu sună atât de bine și clar, ca și cea, spunem așa, originală. Deci iată, avem difuzorul original de la Electrovoice SMX251, care este utilizat în Horus C15. Și iată, avem un difuzor neoriginal, care a fost reparat. Deci probabil că acest difuzor a ars, sau mai bine zis, hârtia a crăpat. Și meșterul, neavând piesele originale, a montat o hârtie universală, care este o hârtie obișnuită, simplă, iată, se vede. Aici și iată aici. Acest video este dedicat pentru acei care înțeleg și au un auz nu perfect cât de cât și simt diferența sunetului între aceleași boxe, doar că când au fost reparate și nu au fost utilizate piese originale, simt diferența de sunet. Deci iată, stimați prieteni care mă cunoașteți, lăutari, atunci când ajung la mine zgurile dumneavoastră, se identifică toate problemele care s-au petrecut pe perioada de activitate a utilajului până la defectare. Unii au fost reparat, ce piese au fost utilizate. Da, difuzorul este funcționabil, doar că nu sună identic cu cel original. Asta este. Succes tuturor și, după cum am spus, optați pentru o reparație calitativă cu piese originale și totul o să fie bine
și frumos.